Intenția de vaccinare din România se schimbă precum vremea. Cei mai mulți au fost sceptici la început. Însă, pe măsură ce campania de vaccinare a înaintat, la fel s-a schimbat încrederea românilor în imunizare. Un studiu realizat de Ipsos arată că intenția de vaccinare a crescut semnificativ. Peste jumătate acceptă serul anticoronavirus, diferență mare față de septembrie anul trecut, când doar 30% erau de acord. Colegul meu, Cătălin Condruț, a văzut acest studiu. Cătălin, cât de mulți oameni vor acum să se vaccineze? Monica, am aici în față studiul și datele sunt interesante. Dacă în luna septembrie vorbeam de 29% dintre oamenii de la oraș care aveau intenții ferme de vaccinare, acum cifra a ajuns la 51% a celor care vor să se vaccineze atunci când vor avea posibilitatea. Dacă adăugăm la această cifre cele 7% cât reprezintă românii care s-au vaccinat, deja ajungem exact la dublul cifrei inițiale. În plus, cifra celor care nu sunt încă siguri dacă vor sau nu să se vaccineze este undeva în jur de 30%, adică un om din doar un român din 10 declară clar că refuză vaccinul. A crescut, Cătălin, și încrederea în vaccinuri? Să știi că da, s-au schimbat și concepțiile românilor pe măsură ce tot mai mulți vor să se vaccineze. Astfel, 70% dintre noi spunem că este mai bine să te imunizezi prin vaccinare decât prin îmbolnăvirea cu COVID, în timp ce aproape tot atât, atâta procente, 67%, cred că dacă se vaccinează cât mai repede, toată, cât mai mult din populația planetei, o să fie o să scăpăm cu atât mai repede de virus. De cealaltă parte, doar 17% dintre români mai cred că vaccinul modifică ADN-ul, iar 22 2% că este mai periculos să te vaccinezi decât să te îmbolnăvești de COVID. Cine are cea mai mare deschidere față de imunizare? Deloc surprinzător vorbim aici despre bolnavii cronici, de cei cu a care suferă de afecțiuni cronice. Aici cifrele se schimbă. Astfel, intenția de vaccinare crește de la 51% la 57%, de altfel și procentul celor care s-au vaccinat deja ajunge la 8%, în timp ce procentul nehotărâților scade și el, iar procentul celor care refuză categoric să se vaccineze ajunge undeva la 10%.